regăsit la sănătate cu stil. Chiar dacă ne-a fost furată o oră de somn, am câștigat o oră de lumină. Trecerea la ora oficială de vară produce anumite schimbări asupra organismului nostru, însă nu atât de grave. Psihologul Adlaida Bolboceanu ne ajută să trecem mai ușor peste schimbările orei și perioada de acomodare. Până atunci îți propun să vezi ce alte subiecte poți urmări. Uleiul nu se refolosește pentru a găti alte bucate, iar vesela din aluminiu nu-și mai are loc în bucătărie. Vezi și alte pericole din bucătărie ce îți pot afecta grav sănătatea. Este aproape imposibil să folosim produse cosmetice fără conservanți sau alte adaosuri chimice responsabile de apariția a diverse reacții alergice sau chiar cancerigene. Îți prezentăm cele mai periculoase ingrediente din produsele cosmetice. Alternativa săpunurilor comerciale sunt săpunurile de mână, făcute chiar la tine acasă. Ai nevoie de ingredientele necesare, inspirație și de rețeta Tatianei. Din punct de vedere al sănătății, schimbarea orei nu are efecte vizibile asupra organismului, dar poate să-l perturbe puțin. Cu toate că suntem obișnuiți cu această schimbare, e necesar să știm dacă are vreun impact asupra sănătății și moralului nostru. Schimbarea orei nu poate produce mare disconfort pentru organism, mai ales dacă obișnuiești să ai un regim de somn cu abateri. Totuși, medicii spun că oamenii au nevoie de o săptămână pentru a se acomoda noului regim. Diferența aceasta de o oră nu este atât de mare, poate puțin ne enervează faptul că toată iarna am dormit până la o oră și acum trebuie să ne sculăm cu o oră mai devreme. Deși mecanismul acela, busola aceea care stă în interiorul nostru, ea lucrează nu atât la o oră, cât lucrează la lumină. Și nu toți oamenii se adaptează rapid la această schimbare, care poate avea efecte asupra sănătății. Medicii spun că la unele persoane calitatea somnului scade, iar productivitatea la locul de muncă se diminuează. Se instalează oboseala și crește riscul de infarct miocardic. Persoanele mai în vârstă, care trăiesc la țară, care mai puțin se uită poate la ceas și își încep ziua de muncă odată cu răsăritul soarelui și o termină odată cu asfințitul soarelui, ei nu se prea plâng de ora aceasta. Mai mult orășenii, de fapt, se plâng de faptul că se schimbă ora. Pentru a scăpa mai ușor de efectele negative ale trecerii la ora de vară, medicii recomandă o programare inteligentă a orelor de somn. Dacă știi că foarte greu te adaptezi, atunci începând să zicem cu vreo 2 săptămâni înainte, pur și simplu pe minute poți să-ți fixezi deșteptătorul, că iată, azi m-am trezit cu 5 minute mai înainte, mâine cu 7 minute mai înainte, poi mâine cu 10 minute mai înainte și în felul acesta ajungi să depășești ora aceasta și să deprinzi organismul. Încearcă să te culci seara cu minimum o oră mai devreme, astfel încât organismul tău să nu simtă privarea de odihnă atât de intens. O altă măsură importantă de prevenire a influențelor negative aduse de schimbarea orei de iarnă este introducerea în alimentație a produselor care furnizează organismului vitamine, minerale și alți nutrienți esențiali. Legumele, verdețurile și fructele te energizează, au un efect tonic asupra organismului și îmbunătățesc starea psihologică. Me.
Moldova se situează pe locul 44 din 125 într-un top al țărilor în care alimentele calitative sunt vândute la prețuri accesibile. Cu toate acestea, bucatele de pe mesele noastre sunt în mare parte dăunătoare. Vezi un top al greșelilor pe care le fac gospodinele în bucătărie atunci când gătesc. Prima și poate una dintre cele mai frecvente greșeli culinare este utilizarea în cantități mari a uleiului în prepararea diverselor mâncăruri și, de asemenea, încălzirea excesivă a acestuia până în momentul în care iese fum. În situația în care uleiul ajunge la o temperatură prea ridicată, acesta elimină o serie de substanțe cancerigene. Nocivă modalitate de a găti este prăjitul. Carnea prăjită este unul dintre alimentele cel mai des consumate la noi în țară. Din păcate, în timpul supunerii acesteia la temperaturi ridicate prin prăjire, se pot elimina o serie de substanțe toxice pentru organism. O modalitate ușoară și la îndemâna oricui de a evita acest lucru este marinarea acesteia înainte de prepararea propriu-zisă. Nu refolosiți uleiul utilizat anterior. Se știe că gospodinele reutilizează uleiul alimentar și nu ar fi chiar așa o mare problemă dacă l-ar folosi la prepararea unor alimente pentru aceeași masă. Însă nu e nici de cum bine să îl depozităm la frigider și să îl folosim a doua zi, în speranța că el a fost bine conservat și nu va fi chiar atât de nociv. Cel mai mare risc este atunci când se permite ca uleiul să se solidifice sau să formeze mici aglomerări, creându-se radicali chimici cu un potențial mare cancerigen. Scăpați de ustensilele din aluminiu și evitați să gătiți în oale care sunt făcute din acest material, deoarece este periculos pentru organism. Nu degeaba sunt studii care atestă legătura dintre aluminiu și boala Alzheimer. Renunțați la cuptorul cu microunde. Numeroase studii au demonstrat efectul nociv pe care acesta îl are asupra alimentelor încălzite, gătite cu ajutorul lui. Cu alte cuvinte, alimentele își pierd din beneficiile nutritive, ca să nu mai vorbim de ipoteza cancerigenă a microundelor. Alte reguli demne de urmat în bucătărie ar fi: înlocuiește prăjirea alimentelor cu fierberea sau coacerea lor. Optează pentru condimentele în stare proaspătă în loc de cele uscate și mănâncă cât mai multe crudități. Produsele cosmetice promit înrijire și frumusețe, însă fără a dezvălui efectele mai puțin plăcute a anumitor compuși ce se găsesc în compoziția produselor. Există studii științifice care au scos la iveală cele mai periculoase ingrediente din cosmetice. Unde se găsesc, dar și ce boli provoacă, afli imediat. Nu există o femeie care să nu aibă în trusa de machiaj un ruj, un rimel sau o cremă hidratantă. Chiar dacă aceste produse sunt folosite cu scopul de îngrijire și înfrumusețare, multe din ingredientele acestor produse pot fi extrem de dăunătoare. Parabenii sunt cei mai des utilizați în tot ceea ce produsele cosmetice, în șampon, în ojele de unghii. Ei sunt sub denumire dimetil, etil, butil. Parabenii sunt utilizați în peste 10.000 de produse cosmetice și este un ingredient extrem de controversat în urma unor studii care au dezvăluit că poate favoriza creșterea tumorilor apărute la nivelul sânilor. Ei sunt folosiți în produsele cosmetice cu scopul de a menține și de a nu permite dezvoltarea bacteriilor în interior. Adică ei sunt ca niște conservanți artificiali care nu permit alterarea mai devreme, mai repede a produsului.
Acidul tetracetic de aminoetilenă este un alt ingredient extrem de periculos. Se conține în cosmetice, detergenți și săpunuri. Dacă utilizați produsele care conțin acidul tetracetic de aminoetilenă, riscați să dobândiți afecțiuni dermatologice, renale și digestive. De obicei se regăsește pe etichete cu nume ca EDTA. Alt produs dăunător care pot fi găsit în produsele cosmetice este lauril sulfatul de sodiu. Acest produs este folosit pentru efectul de spumare, adică el mai des îl întâlnim în șamponuri, el provoacă efectul de spumă. La fel poate provoca reacții alergice, poate provoca dermatite de contact și se consideră fiind cancerigen. Laureatul de sodiu se regăsește în compoziția șampoanelor, a spumantelor de baie și este recunoscut pentru cauzarea iritațiilor cutanate, afecțiunilor dermatologice, hepatice, renale, pulmonare și pancreatice. Poate fi recunoscut pe etichetele produselor după forma prescurtată SLS și SLS. Chiar dacă multe dintre ingrediente au fost testate și a fost permisă utilizarea lor, combinarea unora dintre ele pot produce reacții negative extrem de dăunătoare. Acești preparate, adică ei sunt testate, toate sunt testate, dar la momentul când ele se combină între ele diferite combinații de parabenii, laurit sulfatul sau acești coloranți, parfumurile, ele pot atunci să provoace anumite iritații, anumite reacții alergice adverse de care noi nu ne așteptăm. În lista ingredientelor pe care trebuie să le eviți atunci când cumperi produse cosmetice, se mai includ și triclosanul, formaldehida, xilena, dioxanul, lanolina, dar și parfumurile sintetice. Săpunurile comerciale pot declanșa alergii dermatologice, dar și alte afecțiuni ale pielii. Alternativa ar fi săpunurile naturale, făcute de mână în condiții casnice. Acestea sunt hrănitoare, nu conțin conservanți și le poți modela după propriul gust. Tatiana este adeptă acestui săpun deja de 2 ani. Ea ți arată detaliat tot procesul de creare a săpunului handmade. Pentru că conține uleiuri naturale, 100% benefice pielii și întregului organism, săpunul natural a devenit unul dintre cele mai apreciate produse cosmetologice făcute de mână. Чем мыло ручной работы лучше, чем в магазине? Во-первых, здесь все натуральные компоненты, и мы делаем индивидуально для каждой кожи. Например, масло календулы. Это идет для жирной проблемной кожи. У кого проблемная кожа, мы добавляем такие масла. Масла очень разнообразные. Их очень большая разновидность. Масло авокадо, масло миндаля, виноградные косточки очень хорошо добавлять, потому что там большая группа витаминов для нашей кожи. Оливковое масло, естественно. Добавляется немного, по несколько капель, и оно очень хорошо обогащает кожу. Specialist în cosmetologie, Tatiana știe de ce are nevoie pielea pentru a fi sănătoasă și hidratată. De aceea, adaugă în săpunuri doar ingrediente naturale și inofensive organismului. Для того, чтобы мыло хорошо пахло, мы добавляем эфирные масла. Эфирные масла имеют не такое большое количество гамму всего разнообразия именно запаха, вкуса, поэтому есть ароматизаторы, например, клубники, дыни, того, чего нету в природе и создано, можно тоже добавлять в мыло. Сегодня я вам покажу мыло, одно мыло для тела кофейное и одно мыло для лица с ромашкой. Давайте сначала сделаем кофейное. Love.
back again, then so let's do it now. Skip how you do it, straight to the Первый этап мы берем сначала прозрачную основу, ее разогреваем, добавляем масла и заливаем форму. После того, как мы растопили нашу основу, она становится жидкая, как вода. Мы добавляем масла. Мы делаем для тела мыло кофейное. Можно добавить масло авокадо. Пару капель. Второе масло мы добавляем для запаха. Это ароматизатор корица. Корица, она способствует кровообращению и хорошо как бы для женщин, у кого целлюлит. Или девочкам, которые занимаются фитнесом. Следующий этап мы берем кофе. Сейчас мы будем делать зерновым кофе. Засыпаем зерна в форму, которую мы хотим поставить. Обрабатываем зерна спиртом, чтобы у нас не было в пузырьках мыла, а плотное, хорошее мыло. Теперь мы заливаем наши зерна первым слоем. Он у нас прозрачный для того, чтобы наши зерна были видны в мыле и было более красиво, как бы эстетично. Теперь мы оставляем мыло до полного остывания и потом зальем вторым слоем. Al doilea săpun va conține aceeași categorie de ingrediente, la fel de naturale. Второе мыло мы сделаем с отваром ромашки. Берем также прозрачную основу. Разогреваем ее в духовке. Мы сделаем детское мыло с ромашкой. Добавим масло виноградных косточек. Одну капельку. Для того, чтобы усилить запах, мы добавим. У нас заранее пропарена ромашка. Добавляем ромашку. Как бы естественный цвет получился. Для того, чтобы мыло более красочное было, мы чуть-чуть добавим красителя, и вы увидите, какой результат будет. Теперь заливаем его в форму. И вот мы залили мыло и ждем до полного остывания и заливаем следующий слой. Перчатки я, наверное, сниму для того, чтобы они не шуршали и зрителям не портили слух. Будем работать без перчаток. Но вообще я рекомендую, чтобы были всегда перчатки. Проверяем наше мыло. Если оно застыло, то мы заливаем второй слой. Оно у нас хорошо застыло. Можно залить второй слой. Для контраста, вот первый слой мы залили прозрачную основу. Для контраста, значит, мы должны взять белую основу. Берем пару кусочков белой основы.
Вот есть ароматизатор горячий шоколад. Можно смешивать. Мы первый слой корицу добавили, а здесь мы добавим горячий шоколад. Let's just drink it straight, 'cause chasers take all day. Мы добавляли масло авокадо. Также во второй слой мы добавляем каплю масла авокадо. И заливаем второй слой. И оставляем также второй слой, чтобы он остыл. И зальем третьим слоем. Третий слой мы добавим в белую основу молотый кофе, для того, чтобы мыло было более не жесткое, потому что если ставить только зерновое, будет очень жесткое. А так оно у нас получается двухстороннее, с молотым кофе и целыми зернами. Пока у нас остывает мыло с кофе, мы закончим мыло с ромашкой. Мы добавляем сюда масло виноградной косточки. Также добавляем ароматизатор, ромашка. У нас первый слой желтый. Мы можем этот следующий слой оставить белый, а можно для того, чтобы... Можно, в принципе, и белый красиво, можно и зеленый сделать с красителем. Когда она застынет, мы эти лишние кусочки, они очень легко отойдут. Проверяем наш второй слой, насколько он застыл. Он хорошо застыл, твердый. Теперь готовим третий слой. Мы растопили также белую основу. Как я говорила, мы добавим кофе зерновое молотое. Кофе служит как скраб для тела. Вообще кофейное мыло я рекомендую больше для тела, для лица не рекомендую. Это, во-первых, очень грубый скраб для лица. Ну вот последний этап. Мы проверяем, насколько застыло наше мыло. Оно застыло. Теперь вынимаем из формы. И вот наше мыло с ромашкой, увлажняющее для сухой кожи, с маслом виноградных косточек и авокадо. Следующее мыло кофейное. Вот у нас первый слой получился, это грубый слой с целыми зернами кофе, второй слой белый и третий с молотым кофе. Мыло для фитнеса, для целлюлита. Pe lângă beneficiile pe care le are asupra pielii, săpunul natural, frumos ornamentat și împachetat, poate deveni cadoul perfect pentru cei dragi. Atât pentru astăzi. Dacă dorești să revezi emisiunea, ne poți găsi pe site-ul nostru tvc21.md. Nu uita, sănătate cu stil te ajută să adopți un stil de viață sănătos. La revedere!